să încep eu seria prezentărilor de la TSM. Nu că ar fi prezentarea mea în revistă, dar probabil cei care sunteți, care cunoașteți revista, trebuie să fi văzut, să fi dat de Gogu la un moment dat. Și Gogu ăsta ar zice, așa cum e el mucalit, la cine trebuie nouă certificare. Iar prezentarea mea foarte scurtă o să fie despre o nouă certificare care a apărut în mediul PMI, Project Management Institute, o certificare care vine cumva să compenseze dezinteresul pe care l-a manifestat PMI pentru abordările agile de-a lungul timpului. Adică PMI-ul a mers foarte mult pe abordarea waterfall și au considerat de fiecare dată că agile-ul este în interiorul acestei abordări, fără să specifice niciodată de ce și cum. Anul trecut au lansat această nouă certificare pe care vreau eu să vă prezint în câteva cuvinte. Doar ca să clarificăm, nici PMI și nici eu nu considerăm că Agile se potrivește în toate cazurile și nici că waterfall-ul sau abordarea clasică se potrivește în toate cazurile. Există proiecte pentru care nu vrem să avem requirements-uri pe parcurs, vrem să se le stabilim de la bun început și să mergem numai pe requirements-urile respective, sau dacă sunt altele, noi să facem niște change request-uri foarte corect analizate și implementate, cum sunt proiectele care comportă riscuri majore. Okay? În schimb, proiectele din IT, de exemplu, nu comportă riscuri majore. Da? Este riscul să nu te mai primească clientul never ever. Dar nu există riscuri în vieți omenești. Și atunci, ideea este că fiecare dintre abordări are avantajele și dezavantajele. Dacă ne uităm la abordările clasice, tradițional project management și agile project management, în momentul în care lucrăm cu schimbări, este foarte clar că o abordare agile va fi cea câștigătoare față de abordarea clasică. Ei, rămâne la latitudinea fiecărei organizații și a fiecărui manager de proiect atunci când nu îi se impune de către organizație și să-și aleagă instrumentul care este optim pentru domeniul în care lucrează, pentru proiectul pe care îl desfășoară. Eu o să prezint puțin ce face PMI în domeniul certificărilor, pentru că compania Confucius este acreditată Project Management Institute și probabil că știți că există o serie întreagă de certificări de project management, cea pe care, care este în momentul de față cea mai cunoscută, este certificarea PMP. Una dintre, să zicem, certificările care sunt la nivel mondial recunoscute și cu și cunoscute. Nu o să vă prezint condițiile de certificare pentru PMP, în schimb, dacă ne trimiteți un mail pe training@confucius.ro, există o persoană care asta face. Răspunde la e-mail-uri și dă detalii despre certificare. Eu o să vă prezint certificarea Agile, care a apărut anul trecut și care este ultima certificare de la PMI. Ce înseamnă acest Agile? Înseamnă că include cunoștințe din orice abordare Agile. Adică o să regăsiți acolo tehnici și instrumente din Scrum, o să găsiți tehnici și instrumente din XP, din Lean și așa mai departe. Toate elementele majore, tot ce înseamnă ceva în Agile, este introdus în această certificare. Condițiile de eligibilitate pentru certificare insistă asupra experienței generale de management de proiect. Deci aici sunt necesare 2000 de ore să fi lucrat în management de proiect, indiferent ce abordare ar fi fost. Tradițional, pe lângă aceasta, sunt cerute în ultimii 2 ani să fi lucrat cel puțin 1500 de ore în proiecte care au fost conduse după metodologia Agile. Altfel ar fi și foarte greu să vă prezentați la examen, pentru că toți termenii și toate instrumentele n-ai cum să le cunoști dacă n-ai lucrat într-adevăr în proiecte de asemenea tip.
Iar apoi, pentru training de project, de Agile Project Management, aveți nevoie de 21 de ore care să fie specifice Agile. Iar la examinare există 120 de întrebări la care trebuie să răspundeți în 3 ore, întrebări cu 4 variante de răspuns, una singură corectă. Și vă spuneam că toate metodologiile Agile sunt incluse în setul de întrebări. PMI-ul a fost construit așa cum face de obicei, un set imens, din care randomly primiți niște întrebări. Nu există o carte care să fie singura recomandată de PMI pentru certificarea Agile. Așa cum există, de exemplu, pentru PMP, există acel Project Management Body of Knowledge Guide, care e atâta, 470 de pagini, și dacă vrei să adormi seara, te apuci și citești. După 10 minute nu mai ai nici treabă. Dar e un standard, da? Standardul nu poate să fie ceva incitant. În cazul Agile, PMI n-a scos o carte, ci a luat și a recomandat cele care sunt într-adevăr, să zicem, deosebite pe piață. De aceea aveți o listă de cărți care trebuie să parcurse. Evident că cei care pregătesc pentru training au și variante mai condensate. Din punct de vedere al întrebărilor pentru examen, avem 50% întrebări legate de knowledge și skills și 50% sunt cele care sunt legate de instrumente și tehnici. Dacă ar fi să-l credem pe Jesse Favell, atunci întrebările sunt cele de la Tools and Techniques, sunt împărțite ceva la modul următor. Cel mai mult sau ponderea cea mai mare este pe partea de comunicare, dar evident partea de planificare, Agile Estimation, sunt clar reprezentate. Pe partea de knowledge și skills, asta ca să vedem cât de complexă e lumea Agile, am întâlnit foarte mulți care consideră, au auzit de Agile, n-au aplicat niciodată și mi se pare că Agile înseamnă să fie extrem de flexibil, extrem de adaptiv și ca urmare spun că e foarte ușor, nu trebuie să urmărești nimic, este așa o chestie liberă. Nu e asta adevărat, cei care lucrăm în Agile știm foarte bine că există un cadru foarte clar limitat, dar într-adevăr trebuie să ne adaptăm și trebuie să fim flexibili, dar în anumite limite. Iar pentru partea de knowledge și skills, într-adevăr, la Agile putem să discutăm despre extrem de multe abilități pe care ar trebui să le aibă organizația și echipa care lucrează Agile. Și toate aceste cunoștințe și abilități sunt împărțite în trei nivele de dificultate. Tot ce ține, tot ce avem pe partea asta, care înseamnă parte de leadership, de knowledge sharing, de stakeholder management, de motivation, de communication, sunt îngrămădite în 40 de întrebări. Apoi, pe nivelul 2, ceva mai complicat, sunt doar 15 întrebări și aici avem inclusiv acel cod de conduită al PMI-ului, care zice că project managerul nu minte, nu înșală, nu ia mită și nu dă mită și așa mai departe. Iar pe partea de nivelul 3 sunt doar 6 întrebări. Asta deja intră în partea mai complicată. De exemplu, gândire sistemică, principii ale gândirii sistemice. Deci ceva mai, să zicem, mai dificil. Evident că nimeni nu se așteaptă să ia 100% examenul. Așa arată rezultatul pe care îl primiți după ce ați dat Enter și ați terminat testul, respectiv cele 120 de întrebări. Te felicită și îți spune care este nivelul la care sunt rezultatele tale. Proficient, moderate, proficient sau below proficient. Mai multe de... Eu am încercat să fiu cât de rapid am putut. Noi, în momentul de față, promovăm această certificare Agile pentru că, fiind extrem de nouă, încă nu este cunoscută pe piață. Dar evaluările din perioada de pilot, a fost evident o perioadă de pilot în care s-au certificat
undeva în jur de 520 de persoane, de fapt s-au certificat 515, au dat rezultate extraordinare, adică chiar se pare că este una dintre certificările cele mai cuprinzătoare în ceea ce privește Agile. Și există interes pe piață. Evident, care credeți că este domeniul cel mai interesat? Nu ar fi construcțiile, exact. Așa. Deci, dacă vreți să aflați informații, dacă, nu știu, vă trece prin cap posibilitatea unei certificări, trimiteți-ne un e-mail. Noi avem training-uri programate în București, dar motivul pentru care suntem aici este că vrem să venim în Cluj. Și dacă există interes în Cluj, nu vrem să fim primii care venim cu pregătiri pentru certificat. Certificarea este undeva în jur de 400 și un pic de 435 de dolari. Asta este prețul certificării. Sau... Așa, și un curs de certificare, un curs pentru certificare, deci de pregătire, pe care îl faceți open, deci nu in-house în organizație, e undeva în jur de 480 de euro. Dacă, evident, dacă cursul se face în cadrul companiei, atunci prețurile nu mai sunt pe participanți, sunt pe zi de training și atunci, dacă sunt mai mulți participanți, e mult mai affordable, să zicem. Asta a fost. Deci, uite ce scurtă pozitiv e. Ioana, și acum începe și prezentările tehnice. Așa. Trebuie să mai zic câteva cuvinte despre revistă. În principiu, încurajăm oamenii să șeruiască cunoștințele lor tehnice. Încercăm să ajutăm comunitatea să vină și să-și promoveze ideile noi. Suntem deschiși la orice, la comunicări și mai nou organizăm și evenimente. Cam atât ar trebui să mai adaug despre revistă. O să las pe colegul meu, Marius Gornea, care se ocupă de partea de evenimente, start-up-uri, comunicare în cadrul revistei, să o povestească un alt dat. O să încerc să fiu mai scurt, dacă se poate, decât a fost antevorbitorul meu. Și... Atât. Ba, nu pot să. Uite, uite. Am un slide. Ba da, de acolo încep. Dă-i next. Trebuie să pornesc? Îmi dau seama. Aveam încă un vechi. Mă rog. Aveam aici un slide. Și acum o să vă zic despre ce era vorba în slide-ul ăla. Practic era o reiterație a slide-ului prezentării mele de data trecută. Probabil n-ați fost aici și tocmai pentru că n-ați fost de aici, să aveți o informație de context, să știți cu ce mă ocup eu sau cu ce mă preocup eu, mai bine spus. Era o introducere și era pe scurt ce am prezentat de data trecută și am prezentat așa. Ce înseamnă antreprenoriat și educația antreprenoriat în Cluj. Și am discutat diferența între ce înseamnă să faci pur și simplu un curs în care te învață la Startup Weekend, de exemplu, cum să-ți formești o firmă, da? Sau să mergi la Venture Connect unde faci pitching. Da? Faci pitching și încerci să scoți niște bani. De ce am considerat că e important să fac diferența între asta? Pentru că la noi educația la nivelul ăsta încă e la un nivel foarte scăzut și chiar am avut o experiență distractivă, sper să nu supăr pe nimeni că fac share. Data trecută, după ce am povestit, a venit direct la mine un domn cu o carte de vizită și a zis: bună, am o firmă, am un produs, poate mă ajut cu ceva. Și am zis: bă, eu scriu pentru revista asta din pasiune, și deocamdată nu-s la nivelul la care ai postat cu un investitor, dar ce ai nevoie? Și bineînțeles, am pus lângă mine era Marius Mocan, care se ocupă de Open Coffee Cluj, el tot în domeniul ăsta lucrează, și am zis, uite, poți să discuți cu el. Și a fost o experiență foarte interesantă, în care un om care era un programator, încerca să-i explice un om care toată viața lui vorbea numai despre VC și a treia rată de investiții,
că el face un produs soft pentru cabinete medicale. Și el întreba, dar aveți VC? Și el se uita la mine și eu ziceam, trebuie să-i explici termenii. Cred că te referi la Venture Capital Investment, nu? Da, în ce fază sunteți? Și nu, adică noi am avut niște bani noi, că ne-a plecat clientul care, noi eram de outsourcing, ne-a plecat patronul, șef, clientul mare și a rămas noi de capul nostru, ne-a rămas bani pentru 2 ani de lucru și am făcut noi produsul ăsta și vrem să avem vreo 3 cabinete, dacă ai putea să ne găsești încă pe 4. Știi, și mi-am dat seama că oamenii ăștia nu știu să vorbească, au două vocabulare complet diferite. Nu zic că generalizez la toată lumea, să nu mă înțelegeți greșit, dar a fost o întâmplare simpatică și care m-a dus să analizez un pic mai mult cât de tare suntem noi lupți și cât de greu reușim să avem un vocabular comun. Și mai aveam aici două chestii importante, regionet versus industrie, cred că, și cercetare versus educație sau ceva de genul ăsta. Și să vă zic ce înseamnă regionet versus industrie în comunitatea lucrul ăsta. Era regionet, am fost la o întâlnire, aia înseamnă tot ce înseamnă ANDR, care a fost acum de un scandal, dacă ați auzit de el, Agenția de Dezvoltare Regiunea Nord-Vest sau ceva de genul ăsta, unde sunt banii care vin de fonduri europene sau stat și se investesc în noi. Noi toți, mediul de business, local, așa. Și două chestii interesante, era o sală, exact sala asta, acum vreo 6 luni, plină de oameni din administrația locală, care trebuia să facă o întâlnire în care să discute cum să facă ei management la clusterul local de IT. Pentru că Clujul e recunoscut că are un potențial de clusterizare pe IT. Din industrie erau 3 oameni. 2 programatori și un manager. Cred că nu știu exact cum au aflat ei să vină aici. După 3 ore de discuții despre policies și despre cum să iei bani, a venit un domn de la universitate și a zis, uitați, noi avem niște proiecte care au investit Uniunea Europeană în noi 2 milioane de euro, dar nu le folosește nimeni. Adică a fost 2 milioane de euro, dar nu le folosește nimeni. Dar ce face? Decision making. E destul de avansat, l-am testat afară, puneți în el o grămadă de informații de business process și vă ajută în decision making. Și fezabil? Da, e fezabil. Și folosește ceva? Nu. Dar de ce l-ați făcut? Băi, că am primit bani și am făcut. Bun, mă scuzați, sunt un pic sarcastic, nu e chiar așa rău. Bun, și în condițiile astea era o sală de oameni în administrație. După care am fost la o sală de cercetători la ICCP acum o lună și era o sală de cercetători care vorbeau cercetătorii despre cercetare, vision, recognition, au făcut ei și au vândut la Daimler. Și Daimler era încântat de ce cercetare se face cu vision recognition. Da? Și după aia venim aici și o sală de oameni din IT. Da? Și e o sală de manager și de programator și fiecare vorbesc pe limba lor pe astea 3 entități. Și nu reușesc să comunice nicicum între ei. Da? Și cam asta e preocuparea mea în momentul de față. Și am zis că o să folosesc un artificiu mic și nu o să vorbesc deloc despre asta, dar o să vă zic despre Coursera. Nu știu dacă sunteți familiar cu Coursera. O plecat acum vreo un an de zile mai exact. 2 cursuri, nu se văd, mă rog, se văd slide-urile mele. Sunt făcute cu OpenOffice și pe care până. Coursera a zis, hai să luăm 2 dintre cei mai tare oameni din inteligența artificială. Eu l-am pe Norvig și pe Turn, care au scris cartea, nu știu cât ați terminat o tehnică pe aici sau dacă ați făcut inteligența artificială. E o carte așa mare, AIMA. Artificial Intelligence, The Modern Approach sau ceva de genul ăsta. Oricine a făcut AI, o citit odată, că ei sunt tata și mama lor, da? Și eu zis, hai să-i luăm pe oamenii ăștia și să facem un curs în care să se înscrie lumea online, gratuit, și să aibă acces la ăștia 2 cursuri. Și oamenii s-au înscris. Și s-au înscris vreo 3.000 de oameni prima dată și după aia, după vreo lună, s-au înscris vreo 6.000 de oameni, ca după aia oamenii să chiar afle de asta și s-au înscris 60.000 de oameni. Cu o săptămână înainte să lanseze, în septembrie, erau 130.000 de oameni și în ultima zi s-au mai înscris încă 30.000 de oameni. Și 160.000 de oameni care au luat cursul ăsta. Succesul e atât de mare încât un an mai târziu platforma are 196 de cursuri și au tot felul de chestii tari, de exemplu Introduction to System Biology. Asta e pagina mea. Mă rog, nu că mă dau, dar eu o să vedeți că am gusturi mai ciudate. Fantasy and Science Fiction, Network Friends and Money, Network Life, Software Engineering for SaaS, am de toate, da? Și de ce am adus discuția despre el? Pentru că e interesant cum reușesc oamenii ăștia să aibă un discurs complet, coerent și coeziv. Și acum să le luăm pe rând. Asta am primit eu un mail de la Network Friends Money and Bytes. Sincer, nu-i ce mă așteptam, eu vreau Network Life, care e vorba de pattern-uri, rețele mari, cum faci să comunici mai bine. Dar Network Friends Money and Bytes e cum să scoți bani din Facebook.
sau din Google, sau din ce vreți voi, care la ora actuală network friends money invites, da? Și am primit mail-ul ăsta și mă așteptam să-mi povestească despre aia, că vă învățăm niște tehnici, despre cum se face page ranking-ul la Google și nu știu ce. Și omul care face cursul ăsta a zis, mă, nu facem asta, uitați ce vă propun eu. Un grand challenge homework, în care vă dau niște teme și o să aveți vreo 20 de întrebări din temele astea. Și eu vă aduc niște investors și industry partners. Și am zis, bă, cât de grei poate să fie, adică, noi, un profesor la universitate, ăștia nu prea povestesc cu ea din industrie, nu prea se știe. Așa e la noi, cel puțin. Și văd că aduc. Mă rog, la Ventures nu mă știu așa bine, sper că unii dintre voi știu. Au adus 3, 4, până la 5 firme din Venture Capitalist Investments, dintre care două din Silicon Valley, două din East Coast, și au zis, hai să aducem și niște companii, ca să încercăm să diseminăm ceea ce veniți voi, răspunsurile voastre, care s-ar putea să fie un breakthrough. Și-au adus Alcatel-Lucent, Bell Labs, HP Labs, Qualcomm, și-au zis, și vă mai aduc câțiva. Da? Și ăsta e un curs care îl faci online gratis. Și omul ăla înțelege că el îți predă o chestie, dar dacă te învață, nu numai te învață și după aceea te lasă să te descurci, ci încearcă să te pună în contact cu oameni care să-ți aducă bani și încearcă să te pună în contact cu oameni care să-ți preia ceea ce ai dezvoltat cu banii. Cu alte cuvinte, ei lucrează într-un ecosistem și au mentalitate de ecosistem. Noi lucrăm pe enclave și nu avem mentalitate de ecosistem. Și atunci eu vin și propun așa. Mă rog, bun. Nu vine mie niște idei. Abordare proprie locală. Asta e foarte important. Ce-a făcut nenea ăla? A văzut o platformă în care alți profesori au ales să disemineze mai informație și și-a pus amprenta lui. A zis, nu, eu fac mai mult, eu fac legătura în ecosistem. Și la noi, nu zic că aia e soluția, să ne apucăm acum și să facem un curs online în care punem în contact. Nu știu care e soluția simplă, pentru că sunt Venture Connect, sunt Startup Labs, sunt deja inițiative pe piață care încearcă să rezolve probleme. Dar deocamdată, mai am povestit cu destul de multe lume și am cerut feedback, deocamdată încă se simte sistemul ăsta de segregare între ei. Da? Eu propun că educația trebuie să fie mai agile și aici am un prieten de la Big Defender, nu e aici de față cu noi astăzi, care el a zis, noi mergem și predăm la facultate, nu că facem recruitment, că aia toată lumea face, dar mă duc și predau la facultate că dacă programatorii care ies din facultate și se angajează în Cluj fac embedded security, mie o să-mi fie mai ușor mai încolo. Și dacă nu vine și mi se angajează mie la Big Defender, o să fie mai ușor mie mai încolo. Da? E agile, nu s-a dus să schimbe programa la nivel național, nu s-a dus la guvern să zică, bă, vrem să predăm securitate noi în facultate. Pur și simplu s-a dus el ca individ, nici măcar nu vrea să reprezinte compania în sensul că vine și se recomandă că e de la Big Defender și de aia vrea să predea. El ca individ face efortul ăsta, da? Și asta e o chestie, o abordare agile, abordarea lui propriu. Regionet versus colaborări, da, bun, asta aveam, vezi, pe primele parte. Regionetul mi se pare că e administrativ mare și vă zic sincer, întrebările la finalul, la întâlnirea cu administrația au fost care sunt criteriile de eligibilitate și câți bani putem lua. Nu avem nimeni să întrebe câte firme sunt Cluj, câți reprezentanți de la firme sunt Cluj, îi ajutăm cu ceva, care e rezultatul proiectului care îl facem. O să închei în minutul ăsta. Și atunci, de fapt, eu vreau să vă zic că există valoare adăugată, proiecte europene nefolosite, resursele folosite și se pot găsi noi metode de colaborare și interacțiune. Pentru asta avem invitații astăzi care o să discute exact despre asta și o să le dau lor cuvântul mai departe, dar vreau numai să ridic întrebarea dacă voi aveți vreo idee despre abordare proprie locală și dacă veți participați la dialogul ăsta. Și acum o să vedem dacă există sau nu posibilitatea de colaborare de departe. Mersi! Marius, cred că asta e chiar numai începutul, adică o să fie în timp, în câteva luni o să vedeți mai multe prezentări și acțiuni pe tema asta. Călin Biriș de la Tinul Lilu. Scuze, foarte scurt, dacă aș putea o corectare. Sebastian și Nordic au fondat Udacity, nu Coursera. Nu, ei au fost primii care au predat Coursera. Nu, cred că la Udacity. Coursera este AngularMG și și dacă toți suntem pe ideea asta, la Udacity, UD la City,
Există curs gratuit de entrepreneurship, susținut de Steve Black, aceeași idee, gratuit, online, puteți să participați când aveți voi timp, sunteți constrânși. Atât a fost. Otilo, poate ne trimiți link-ul și îl share-uim chiar pe comunitate. Sigur. Ok. Ca și o completare, în principiu, comunicarea noastră cu publicul e și pe pagina de Facebook, acolo e chestia principală și, de asemenea, newsletter. Asta în caz că, nu știu, vreți să fiți mai aproape. Salutare! După cum ați aflat deja, numele meu este Călin Biriș, sunt crocodilul de marketing la Trilu Lidu. Vreau să-i mulțumesc lui Marius înainte pentru că a ridicat o minge la fileu, de fapt, pentru ceea ce o să vorbesc eu despre startups. Eu lucrez de 5 ani la Trilu Lidu. Nu sunt unul dintre fondatori, sunt fratele fondatorului, însă știu toată povestea din spate. Vreau să împărtășesc un pic cu voi din această poveste și vreau la sfârșit să vă las cu un gând. Bun. Pentru început aș vrea să știu câți din sală sunteți programatori. Da? 90%. Bun. Câți dintre voi v-ați gândit să faceți propriul startup? Ok? Cam 30-40%. Bun. Vorbeam de lucrul ăsta în pauză și chiar eram curios. De ce zic asta? Pentru că articolul meu din revistă este vorba despre startup-uri și ridică o problemă. Problema faptului că noi avem o forță de lucru foarte mare pe IT și foarte puține startup-uri locale. Da? Și cum am ajuns la această problemă? Gândindu-mă că sunt companii mari de outsourcing, cum au fost și aici la training-ul de la Endava, da? Companii mari de outsourcing locale, internaționale, care aduc foarte multă lume care poate să facă chestii, da? Poate să lucreze pentru clienți din afară. Dar deja piața s-a saturat și nivelul local a forții de muncă, din câte observ, salariile tot cresc, se vânează între ei programatorii și așa mai departe. Lucrul ăsta nu ajută companiile mari de outsourcing. De ce? Pentru că se scumpește forța de muncă și s-ar putea la un moment dat clienții să meargă către alte piețe, da? Se gândească, opa, India e mai ieftină, da? Bulgaria e mai ieftină și au oameni calificați. Și atunci am auzit de cazuri în care companiile de outsourcing deja se gândesc să producă propriile startup-uri și folosesc forța pe care au angajații să lucreze pe mici idei, aici colo, da? Și acum întrebarea este, de ce să nu porniți voi startup-uri și de ce să lăsați companiile mari în care lucrați să vină să vă dea proiecte? Pentru că voi aveți puterea să vă gândiți la idei inovatoare și puteți să faceți lucrul ăsta pentru voi. Aveți timp liber suficient, mă gândesc, în afara orelor de lucru aveți un timp liber pe care puteți să folosiți pentru voi și aveți niște salarii care vă permit o siguranță să porniți ceva on the side. Da? Just a thought. Puteți să porniți un startup în momentul acesta. Bun. Dar provocarea este că atunci când porniți un startup, trebuie să vă bateți de trei lucruri. Primul, cel mai important, este echipa. Dacă vorbeam mai înainte de educația antreprenorială, un principiu, antreprenoriatul presupune o echipă, da? Un startup presupune o echipă care să lucreze împreună pentru un scop comun, da? Pe un produs sau serviciu. Lucru care lipsește foarte mult. Eu observ că sunt foarte mulți programatori, da? Sunt și economiști, foarte mulți economiști, dar care nu lucrează împreună. Voi, ca și programator, nu trebuie să știți obligatoriu partea de business. Însă, puteți să găsiți un colaborator care să știe partea de business și împreună cu el să construiți un produs pe care să-l scoateți pe piață. Așa a fost cazul Trilu Lidu. Da? Trilu Lidu, la început, a fost o firmă de web design care lucra pentru clienți, făceau site-uri și ei aveau deja formată o echipă. Da? Aveau designer, programator, sysadmin și așa mai departe. Ei s-au pus la un loc și au zis, ok, este momentul nostru. Hai să începem ceva al nostru. Am tot lucrat pentru alții, hai să facem și pentru noi. Pentru că s-ar putea să câștigăm mai bine din asta, da? Și alta este împlinirea când vezi produsul tău lansat pe piață și primești feedback și îți vezi rezultatele aici și știi că tu ești vedeta, da? Asta ca și idee. Și atunci așa a pornit Trilu Lidu, însă în spate a avut o echipă foarte bună, oameni care deja aveau experiență, însă nu au fost doar programatori, nu au fost doar designer, ci au fost o echipă de oameni care se completau între ei. Și dacă vă gândiți să porniți un startup, provocarea mea pentru voi este să încercați să interacționați cu oameni
care au competențe complementare cu ale voastre. Să căutați un business developer, cineva care să gândească business, da? Voi sunteți pe partea tehnică, căutați pe cineva pe legal, care să vină cu partea legală a business-ului, da? Căutați pe cineva cu partea financiară, care să vă găsească venture connect, investitorul de tip venture sau seed. Așa. Deci încercați să conectați o echipă care să vă completați să puteți lucra pe proiect. Pentru că de unul singur nu veți putea, oricâte cursuri de antreprenoriat veți face, nu o să puteți face un startup de un singur om. Da? Vă faceți un site, dar și atunci când începeți să faceți bani, vă dați seama că nu puteți singur. Și întrebarea este, doriți să fiți manager, să conduceți echipe, sau doriți să faceți parte din echipe de succes, care să fie ale voastre până la urmă. Sergio, fratele meu, este designer, a fost designer la început, acum este manager, însă colegii lui cu care a pornit, nu toți au fost CEO. Da? Fiecare și-a făcut foarte bine partea, pentru că așa împreună a putut să pornească tribulii. Bun, asta e pe partea de echipă. A doua provocare pe care o aveți este pe partea de bani. Cum se zicea, nu se știe cum se adună bani și așa mai departe. Mulți se gândesc, a, eu nu pot să-mi fac startup pentru că nu am bani. Sau pentru că nu există bani. Asta e o așteptare falsă. Puteți să faceți, dacă aveți oameni de valoare și echipă, puteți să faceți orice vă doriți voi pentru că banii vor veni. În momentul când aveți un produs de valoare care poate să aibă succes în piață și știți că există un client pentru el dispus să plătească, puteți merge chiar la propriul angajator și să-i propuneți, uite ce business am vreau să pornesc, uite care e valoarea în piață, uite care mi-e echipa, ai vrea să investești în el. Cu siguranță, companiile locale de outsourcing, managerul lor ar vrea să investească într-un startup dacă are o echipă de valoare care să scoată așa ceva pe piață. De aceea se fac Venture Connect, de aceea se fac Startup Weekend, pentru că sunt investitori pe piață dispuși să dea bani, însă la echipe de valoare. Bun. A treia problemă care, de care vă puteți bate când faceți un startup, ideea. De unde vine ideea? Și problema cu ideea este, de fapt, prima problemă cu echipa. Pentru că nu poți să ai tu de unul singur cea mai bună idee. Va muri acolo. Va trebui să găsești o echipă cu care să construiești pe o idee. Dacă nu ai tu ideea, s-ar putea ca cineva de la ISE, da, care face științe economice și vede o oportunitate în piață, care știe să facă vânzări, să aibă o idee mai bună. Și atunci, iarăși, ne întoarcem la echipă. Cu cine te asociezi? Care sunt oamenii cu care vrei să lucrezi? Găsește-ți prietenii care sunt dispuși să pornească un startup. Pentru că puteți să faceți asta, aveți timpul la dispoziție, aveți resurse suficiente în momentul ăsta, câștigați, cred că suficient încât să aveți puși deoparte niște bănuți sau pe care să puteți începe Lean Startup, da? Doar e importantă echipa. E o problemă de care eu nu m-am bătut în momentul când am vrut să pornesc un startup și mai am idei, da? Dar nu am echipă. Și aici vreau să vă las vouă provocarea. Gândiți-vă dacă vă doriți un startup, căutați oameni complementari vouă care să-și dorească același lucru și să încercați să lucrați împreună. Pentru că voi de unul singur nu veți putea. Și aveți posibilitatea să faceți lucrul ăsta. Eu vreau să-l felicit pe Ovidiu pentru că a reușit să facă această revistă și pentru că a reușit să vă aducă pe voi aici. Pentru că eu de mult mă gândeam dacă există comunități de oameni tehnici în Cluj. Pentru că știu că există foarte mare potențial, însă voi trebuie să deveniți o comunitate, să vă cunoașteți mai bine și să interacționați cu alte comunități de unde puteți să lucrați împreună. Mi-ar plăcea să văd mai multe evenimente unde oameni de business se unesc cu oameni de IT și gândesc împreună. Mi-ar plăcea să văd mai multe universități care gândesc la modul startup, care gândesc ca și incubatoare de business și își pun studenții să creeze proiecte vandabile în piață, da? Și mi-ar plăcea ca voi să veniți cu proiecte de care să auzim din Cluj a pornit acest startup. Ca și Trilulidu sau ca alte startup-uri pe care le știți. Însă mi-ar plăcea să văd mai mult din asta. Pentru că chiar cred că există mult mai mult potențial la noi decât e în acest moment pe piață. Da? Începe să lucrați mai mult pentru voi. Ok. Atât am zis. Mulțumim, Cătălin. Cătălin, eu, ție, cred că nu ți-am mai pus prezentarea decât ești cu dată.
dar câți dintre voi fac Java? Asta e strict pentru Java. Nu știu cum să. Dacă mai înainte am văzut cum putem începe cu startup, da, ce trebuie să facem, acum vă ofer un tool pe care să-l folosiți dacă porniți propriul startup. Toate prezentările până acum au fost foarte high level, mai ales ceva foarte orientat despre project management, totul s-ar fi la procese, la metodologii. Această prezentare va fi una foarte specifică, e un articol tehnic, așa că o să încerc să fac foarte scurt. E greu să prezinți un framework în 15 minute. 10. O să încerc să fiu cel mai timebox de până acum. Acum, cam asta e agenda. Cine sunt eu? Păi, activez în industria software cam de 7 ani. Momentan sunt Java Discipline Reliant Java. Sunt Scrum Master în echipa aia frumoasă ce-a prezentat-o George și Cristi cu clustere și cu așa. Eu stau în partea de Scrum of Scrum, în echipa de Design Scrum Team. Sunt Scrum Master acolo. Sunt Technical Interviewer și am lucrat cu foarte multe tehnologii până acum. Și, în paranteză, Certified Scrum Master, încă mă simt mândru de asta, acum să vedem la peste vreo 5 ani, nu o să mai prezint așa de mult interes. Da, bun. O să vorbesc la început despre Inversion of Control și Dependency Injection, foarte pe scurt. De câte ori o să citiți despre conceptele astea, o să auziți vorbindu-se despre principiul Hollywood. Don't call us, we'll call you. Acum, o să vedeți pe foarte multe site-uri, inclusiv pe tutorialul de la Spring, o să vedeți că mulți spun egal între Inversion of Control și Dependency Injection. Surpriză, nu-i chiar așa. Inversion of Control e mai mult decât Dependency Injection. Cum ar trebui să priviți conceptul? Păi, cum priviți Agile și Scrum? Agile este o metodologie, Scrum este o implementare, puteți face Extreme Programming, puteți face Kanban, puteți face multe alte lucruri. Cam așa trebuie să priviți și Inversion of Control-ul. Dependency Injection este o modalitate de a realiza.